Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Twitter. Mai întâi mergem pe browser și căutăm twitter.com. După cum putem vedea, ne putem înregistra cu Google, cu Apple, cu telefonul. Voi loga screen twitter.com. Vedem că scrie twitter.com home. Luăm acum să vedem ce taburi avem. În partea stângă avem home, adică acasă. Ne apar tweet-urile din partea celor pe care noi îi urmărim. Apoi, la Explore, dacă dăm, vedem ultimele noutăți recomandate de Twitter. La Notifications, vedem cine ne-a tăguit, adică cine a pus un arond înaintea username-ului nostru de pe Twitter. La mesaje, avem mesajele care au fost trimise către noi de utilizatorii Twitter. La bookmarks sunt tweet-urile care au fost salvate pentru a fi postate mai târziu. La list apar listele în care suntem noi sau pe care noi le urmărim. La profil apare profilul nostru. După cum putem vedea, în partea dreaptă sus avem Edit Profile. Ne putem edita profilul. Trebuie să ne scriem un username, maxim 50 de caractere, și o bibliografie. La More avem Moments, Newsletters sau Twitter for Professionals, setări și așa mai departe. Dar haideți să vedem de ce este Twitter atât de interesant. Pentru că la început, în 140 de caractere, Twitter a adus o nouă dimensiune pentru colaborarea virtuală între profesorii din întreaga lume și un hashtag. Ce înseamnă hashtag? Un diez însoțit de un cuvânt. De exemplu, EdChat. Dacă noi căutăm acum EdChat, vedem toate tweet-urile care au fost postate. În top vedem care au cele mai multe like-uri sau retweet-uri și la latest vedem ultimele tweet-uri care au fost postate, iar acestea se schimbă în timp real. La photos vedem fotografiile care au fost postate cu acest hashtag și la videos vedem videoclipurile care au fost postate și folosesc hashtagul EdChat. Haideți să vedem acum cum postăm noi un tweet. După cum v-am spus, la început puteam posta într-un tweet doar 140 de caractere, acum putem să postăm 280 de caractere. Apăsăm pe tweet. Și ce putem încărca? Luăm de la stânga la dreapta. Putem să încărcăm media, GIF-uri, putem posta întrebări, un poll, putem posta emoji și putem posta tweet-ul mai târziu. Acum eu vă arăt cum vom posta o media. Selectăm media, dăm deschidere. Și descriem tweet-ul nostru.
Acum voi posta o imagine. Am încărcat imaginea și scriem Twitter. Este o aplicație care nu mai în postări de câteva caractere a adus o nouă dimensiune pentru colaborarea virtuală între profesorii din întreaga lume. Apăsăm tweet. Dar înainte, foarte important să scriem hashtag-ul despre care v-am spus, @chat. Și dăm tweet. Și acum căutăm pe Twitter, @chat. Și dacă dăm la latest, primul tweet al cui credeți că este? Uitați, tweet-ul pe care tocmai eu l-am postat. Deci, de exemplu, acum, dacă un cadru didactic din Statele Unite ale Americii folosește hashtag-ul @chat, vede ceea ce am postat eu din România. Deci vedem că Twitter este un instrument foarte, foarte interesant și poate fi utilizat cu succes și în educația din România. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant, Educație deschisă pentru toți, cred.